Salutare, dragi prieteni! Bun venit la un nou episod din cariera noastră de jucător la Leverkusen. Astăzi începem episodul cu un episod greu, un meci greu. Avem cu Leipzig. Leipzig este pe locul 8. Noi avem neapărat nevoie de victorie dacă vrem să... Dar nu cred că trecem pe locul 1 pentru că e diferență de puncte. Dar o să avem meciul direct cu Bayern și sper să facem o nebunie acolo. Hai să-i dăm bătaie. Jucăm acasă, pe Bay Arena. Sper să rupem buricul. Să facem treaba. Un stadion super, Bay Arena, sincer. Hai să-i dăm bătaie, să înceapă meciul. Avem de făcut să dăm un assist, 3 șuturi pe poartă și 8,5 minim. Faza cu assistul nu știu dacă e posibilă, dar vom încerca. N-a fost ăsta faul, mă? Willock la balon. Szoboszlai. Miranda pentru Willock. Willock pasează pentru Nkunku și Meret apără. Ăsta e un meci greu, asta e clar. Iată, Laporte joacă la Leipzig. Bun, ce pasă excelentă dăm aici pentru Justin Kluivert, dar n-a fost pe fază ca să întoarcă favorul. Scăpasem bine acolo. Minge la Nkunku. Szoboszlai. Miranda, Willock pentru Szoboszlai. Szoboszlai greșește. Mai bine, continuăm singur. Iată și Koulibaly la Leipzig. Fostul nostru coleg de la Chelsea. O minge bună acum pentru Frimpong, care greșește. Păi cum? Hristos să nu greșească Frimpong. Dacă mai avea un pic de răbdare... Nkunku greșește și el acolo pasa. Minge la Koulibaly. Laporte pentru Koulibaly. Nkunku. Ben Yedder. Ăsta nu era mult la Barcelona. Și Nkunku, noroc cu Meret. Nu prea bune, bă, toate situațiile astea, că la un moment dat ne-l bagă. Mortul în casă, mă refer. Scăpăm aici pe un contraatac. Ăsta trebuie să fie gol. Și apără, bă, Gulaș. Șut din afara careului. Reține Gulaș. Gulaxi. Haideți, bă, băieții mei. Gabriel. Am încercat aici să pasez frumos, dar n-am reușit. Minge la Koulibaly. Raum. Koulibaly și final de primă repriză, 0-0. Ar fi trebuit să fie gol, mai bine mai înaintam puțin, dar m-ajungea ăla din urmă, n-am avut ce să-i fac. Ben Yedder, Willock, din nou Ben Yedder. Kraub, Willock. Stai, mă, că e bă-ul ăla nemțesc, e Kraus. Cred.
Da, nu mă pricep, nu-s nemț. În cucu, urcă în careu, în cucu, norocul Demirbei că ne scapă. Szoboszlai scapă mingea în afara careului. Avem încă o șansă. Pasă bun aici pentru Klozek. Și gol! Reușim să deschidem scorul în fața celor de la Leipzig. Excelent! Excelent! Nu știu cine a dat pasa acolo, dar a fost o pasă de geniu. Justin Kluivert. O bară gol. Iată schimbat Justin Kluivert, intră Tammy Abraham. Ne-am mișcat bine la faza aia, am trecut în avantaj, sper să ne și menținem avantajul, asta e un lucru important. Ben Yedder câștigă acolo posesia, Dominic Szoboszlai. Miranda în cucu liber acolo, noroc cu Meret că iar o mușcam. Bă, dar de ce rămân așa mari spații în defensivă? Nu înțeleg, bă, frate. Din nou șansă de contraatac. Plecăm bine pe contraatac. Am încercat acolo să pasez ca să-mi fac asistul, dar s-a băgat ăla, n-am avut ce să-i fac. Eu am încercat. Ia uitați-vă voi ce spații rămân. Și ăsta pasează la Nkuku și Nkuku șutează. Willock acolo. Gabriel pasează bine acum. Gabriel. Scăpăm din nou pe un contraatac. Am încercat să întorc, am pierdut posesia, mor când se întâmplă așa. Willock din nou la balon. Coboară toți, nu urcă niciunul și mai lasă și gol în defensivă. Pă bune, las-o în gura măsi, că nu înțeleg. Ăla e Kraus, mă, 100%. Ha, ce vorbești, bă, băiatule? Hai, Florentino, salt o tată că-i belea. Demirbei. Sau Demilbei, cum vreți voi, cum vă sună vouă bine. Pasăm bine aici la Klozek. Mamă, mamă, ce fază frumoasă. Koulibaly deposedează acolo destul de bine. Pasăm aici pentru Klozek, Klozek pentru Amiri și apără Gulaci. Futu-s Gulașul, ah, mamă. Final de meci, reușim să câștigăm totuși 1-0. Se putea și mai bine, am avut șansă, dar nu așa se joacă, tată. Nu așa se joacă, se putea mult mai bine de atât. Mai mult ca sigur suntem un pic pe minus. Ajungem și la meciul din cupă cu Oldenburg. Bă, ăsta n-ar trebui să fie un meci greu. Adică, dacă mă întreb pe mine, ar trebui să-i bombardăm. Dar nu știi că nu seamănă un meci cu altul. Eu nu știu în ce ligă sunt ăștia. Așa, ce avem de făcut? Posesie, pase și rating
mare, foarte mare. Șut și 1-0, minutul 6. Tocmai de-aia ăsta n-ar trebui să fie un meci greu. Trebuie să rupem buricul la tății. Schmidt. Schmidt. Wagner. Militao câștigă acolo posesia de mirebei pentru Hoffman. Puerta. Pasăm bine aici pentru Oyon. Pierdem posesia, dar va fi pentru scurt timp. Militao câștigă din nou. Gabriel pentru Demirbay. Pasăm din nou aici pentru Oyon. Șut și 2-0. Incredibil. Ce șut. Minutul 16, 10 minute mai târziu, facem 2-0. Mai pierdem, da, și când dăm. Mamă, direct la vinclu. Militao câștigă din nou posesia de Mirbei. Pas acolo, excelentă pentru Oyon, care înscrie pentru 3-0, minutul 22, iată și un asist. Presează acolo Gabriel, Frimpong, pasează bine Frimpong aici, pasăm în bandă, Oyon întoarce favoarea, dar greșim. Greșim în careu. Wagner. Wagner deposedat din nou de Militao. O pas acum. Încerc un șut de la distanță, dar pierd posesia. Mi s-a părut un pic de faul, dar e ok. Pasăm aici pentru Oyon. Pasăm în centru pentru Justin Kluivert. Demirbay! Șutăm și Grifo 4-0. 4-0 Grifo. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Bă, stăm bine. Nota o avem. Dar mai avem pase de făcut. Nu e problemă că le facem. Dacă avem 4-0 minutul 34. Ăsta e meci de meci. Direct scor de tenis. Plaut. Iată Wagner acolo, aproape să scrie și ei și iată că înscriu și ei. Înscriu și ei până la urmă. O primă repriză deja cu 5 goluri marcate. Poate cine știe, nu o să rămână doar cu 5. Prima repriză. Șutăm, apără portarul. Bă, ești nebun. Ce nebunie curată e aici. Iată pauză. 5 goluri marcate în prima repriză. Conducem 4-1. Avem o dublă, avem un assist. Stăm bine tare. Demirbay acolo la balon. Pasează pentru Puerta. Primim o pasă. Mamă, ce a apărut ăla de nicăieri. Ce ar fi să-i vezi pe ăștia acum că ne egalează și ne bat la penalturi? Ar fi ceva? Iese Meret, face o greșeală, dar se revanșează acolo Meret.
O pasă din prima pentru Frimpong. Greșește acolo Frimpong. A gândit-o bine totuși. Din nou acești tineri jucători din Liga 7 pe contraatac. Câștigăm acolo posesia, nu pentru mult timp. N-ai ce să faci când sunt neexperimentați, te atacă mulți ca să te încurce. Demir Bey pentru Gabriel. Demir Bey. Pasăm aici bine pentru Demir Bey. Mamă, mamă, ce pasăre. Aoleu, bă, dacă mă vezi că am spațiu, dă-o mă în spațiu, mă. Nu o dam piciorul ăla. Asta e situația, nu contează, avem 4 la 1. Lăsăm bine aici pentru Frimpong. Șutăm, aproape să înscriem din nou. Bă, tașcă e bine. Știam. Mamă, îmi scade nota de mamă, mamă. Ma. Ce l-am cosit și pe la mânca. Oion. Pasează bine Oion acolo. M-am curcat, am pierdut. Iară mi-a scăzut nota. Șutăm de la distanță, apăr porta. Ia uite bă băiatule, iară mi-a scăzut nota. Am luat galbenul și de-aia. Șut din prima, apără portarul încă o dată. Hai că-l facem pe ăsta portar mare. Îl ia Bayern München după meciul ăsta. Câte șanse. Nu mă gândeam să se dea scorul final în prima repriză. Șutăm de la distanță, prinde din cele din urmă portarul. Portarul care a făcut un meci destul de bun. Deichmann. Ha. Mi-am fărâmat toată nota pe finalul meciului. Bă, toată nota mi-am fărâmat-o pe final de meci. 8.4. Caca. Stuttgart Bayern München 1-1. Nu pot să cred. Dă-o bă în gura măsii. Ce mă enervează, bă, chestiile astea, că nu îndeplinești căcaturile alea și scade din încredere, din măsa în cur. Aia e, nu-i problemă. Dragilor, cam asta a fost pentru episodul de azi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa, pa!